Prima ediție a competiției sportive Red Oat Street Workout Challenge a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în parcul Alexandru Sahia cu ocazia inaugurării noului parc de antrenament urban. Complexul de bare a fost instalat de Primăria Rădăuți la cererea tinerilor din municipiul Rădăuți. Acestea sunt menite să încurajeze tinerii și să desfășoare activități sportive în aer liber, dar având un rol multifuncțional pot fi utilizate și de persoanele cu dizabilități.